și bine v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. Pavel Coșa. Astăzi am ieșit un pic la o plimbare. Totuși, am vrut să fac astăzi staz. Da? N-am avut ori. Și m-am gândit, dacă n-am ori azi, să ies la o plimbare. Am zis, dacă n-am ori azi. Ce am zis, bă, n-am ori azi, dar fac un vlog. Pe bicicletă. Trebuie să strâng aici un pic mai bine. Se mișcă prea ușor, trebuie să o strâng un pic mai bine. Mi-a dat șurubenta cu mine ca să o strâng, văd și eu cum e. Văd că vă joacă cam tare din închesuri. Și acum mergem la prietenașul meu. Că trebuie să mergem pe undeva, nu știu pe unde mergem cu plimbările. Din plimbări nu știu pe unde mergem. Că astăzi e sărbătoare mare, Sfânta Treimii. Ieri a fost duminică rusă, azi rusarele. E zi liberă de la stat, pentru cei care lucrați la stat. Pentru cei care lucrați la stat. Și aveți liber, bucurați-vă de el, cât îl mai aveți. Care lucrează la privat, la patron, nu prea au liberi. Aici care lucrează la patron. Bă, dar ce rebi, greu luat-o la deal. Din cauza că n-am avut viteză, dar am pus frână din cauza oamenilor, copii. Trebuie să o strâng bine aici, dacă n-arung la prietenașul meu, că acum n-am cum să o strâng acum. Trebuie să o strâng bine acolo. Stai bă, leac, băi. Așa? Și mergem noi ce facem azi. Unde mergem? Unde venim? Unde zice și el că ar fi o idee bună să mergem. Facem un vlog. Dar mi-am luat încărcătorul. Toate alea. Că eu am dat comandă și eu de baterii. Cred că mi-arunc săptămâna viitoare. Dar mi-am dat cu un set din ăla șmecher cu baterii încărcabile. Adică scot o baterie, o pun pe așa și se încarcă. Și aia se reîncarcă bateria aia. Vreau să văd și eu dacă merge sistemul. Merge sistemul ăla care tot spune ăștia, ca un care încărcare bateriile se încarcă. Să vedem. Abia aștept, bă, și eu îl încarc full. Și după aia le iau și eu cu mine odată la livrări. Acum mergem și stăm un pic la semafor acum. Hai s-a făcut și verdele acum. Uite, văd că aici la biserica asta, biserica Sfântul Gheorghe. Așa, văd că începe construcția, a început construcția, adică tablarea bisericii. Așa. Da, uai. Așa, m-a sunat ăsta, da? Până am auzit eu, că nu l-am lăsat să se audă, l-am dat pe silence, l-am zis scot eu vibrațiunile, dar mai întâi să ajung la el în cartier.
Hai să vedem cum urcăm aici, că aici avem panta, ne dăm alea jos. Că o parcaș ăsta aici, ca geacanilul, vine unul cu bicicletă. Opa! Nu știu, îmi place. Îmi place casca, parcă mă simt altfel când am casca. Mai am și GoPro pe cască, parcă e altfel. Vreau să văd și eu ce părere aveți voi acum. Acum am modificat-o un pic, am făcut altă prinderie, altă șmecherie. Vreau să văd cum se vede acum. Mă duc în spatele blocului. Sper să nu fie nimeni în spatele blocului. Aia, care leacă de zgântinături, nu are nimica. Aia ea filmează bine. Mamă, dar ce e aici, mamică? Ce cu balta asta? E cu balta asta, bă, frate. Da, revin după aia. Hai că am pornit, vedeți noi unde mergem? Nu știu unde mergem. Că vreau să luăm tot înainte, să luăm prin parc, bă. Nu, ok, hai, vedem. Aici ai de făcut la aici, frate. Hai, eu înainte. Așa, e că venim noi drumul traseu. Nu venim noi până mergem, azi. Dar pe acolo e mașinul ăla. Și nu avem ce face noi pe acolo. Au ce frumos e afară, oameni buni. Au uitat aici pe ciocârlii, ciocârlii. Hai verde, hai! Ha? Ce l-ai făcut vlog? Da, filmează camera. Ai răbdare, da. Haide că revin mai încolo.
Am revenit, vedem, mergem și parcă la Ghirei, este tot frumos afară. Așa. Și vedem cine mai rezervă timp. Hai să vedem pe asta unde e. Bă, pune-o ei, amețătule. Hai, doamne, uitați-vă, vă ia mașinile. Mergem în parc la Ghirei, de o luăm pe aici, stradă, nu știu, de aici nu merge ca lumea pe unde trebuie, dacă tot o bagă în trafic. Nu, e frică, băi, frică, bicicleta în trafic e frică. Așa. Eu ia pe unde știu eu mai bine, că știu eu pe unde o luam. Dar uite ce frumos e afară. Dar trebuie să-i găsesc, am pus noua oglindă, mi-am pus oglindă nouă, care s-a crăpat. Nu s-a crăpat, s-a rupt de la mijloc. Și acum vreau să văd o chestie, să-i găsesc o chestie ca să o prind. Să văd, un șaibă, o ceva, văd, nu știu ce pot să-i prind acolo, ca să stei țapănă. Dar bate un vânt, dar sper să mă auziți, cred că, mă auziți voi. N-am învățat să merg așa. Uite, el trece cu bicicletă. Uite acum poliția. Uite. Luați din mers. Hai că nu înțeleg să trebuie să fac. Ah. Oh, da, bă, tot oameni mă tac și uite mers. Hai nu știu, bă, practică, bă, de e bombă, bă, bomba bombelor. Hai, s-a dus casa cu mare. Da, am un marcă. El era acolo. Hai, bă, leac acolo, bă. Stai, bă, acolo, bă, nu ieși. Că te-ai băgat camâța în calendar. Dacă aveți nevoie de servicii foto, mă găsiți pe Coșa 2000. Cei care aveți nevoie, Coșa 2000 și le dăm în treabă. Da, de ziua, bă, trebuie să găsesc o modalitate de a prinde aici. Am mă duc la băieții la Happy, poate îmi găsesc eu vreo metodă, îmi trebuie pe ăștia, că nu mă mai duc în baza. Nu știu ce are, trebuie să-i prind, îmi găsesc cu un ventuz, nu ventuz, o șaibă mai tare, nu știu, ca să facă prinderea mai bine. Am băgat eu ăsta, dar nu s-a făcut bine prinderea, am șurubient la mine, dar vreau să văd și eu dacă... Hai să-l oprim, hai să-i dăm prioritate lui geacanău ăsta. Da. Că ăsta e mergea, că nu adică prevede legea. Ai frică să meargă leacă pe stradă, bă, cu bicicleta. O, și copii scoate limonadă. Bă, acum a de vară, în magazin, vorbește cu partenerii, vorbește cu proprietarul magazinului și ăla să-și vândă limonadă. Și face limonadă și vinde la 4 lei. Dacă e bună limonada, are gust bun, mamă, îi zic să pun cu gheață, fac în așa fel scrapi gheața.
să mă pun într-un bidon. Știi? Și să merg... Și să îl iau cu mine, dacă poate. Iată, le-am spate verde și pentru mine. Încă nu. Încă trebuie să mai așteptăm. Stai bă la semafor. Oricum stăteam doar pe roșu, oricum mi-am luat de pe trotuar, bă iau pe dreapta. Dar ce vrei să faci pe dreapta? Nu vrei tot înainte. Vrei tot înainte și ne întoarcem pe partea alaltă. Bă, vrei tot înainte pe aici și ne întoarcem pe partea alaltă. Nu te vă, pe unde vrei. Nu mă duc să-mi fac vlog. Aoleu. La praful ăsta, bă. Mame, măi, la praful ăsta. Care e în atmosferă. Hai să vedem cine arde primul la Ghirești. Tu pe partea ta, eu pe partea mea. Da, da, hai să vedem cine arde primul, tu sau eu. Hai că mergem, vedem cine e de primul. Facem un, bă, facem un trecer, venim de primul. Nu, aoleu, oameni buni, cred că la mirosurile astea ciudate care sunt în atmosferă. Așa. Mergem frumos înainte, dă-i înainte cu tupeu, că merge lumina greu. Cât mai stau un pic pe la Ghirești pe acolo, stau și bateria încărcat. Să iau pe stradă, să văd și eu cam cum e drumul. E bun drumul, dar vreau să fac și eu un experiment. Mă aduc și eu până la Ghirești, până în parc la Ghirești, când am mai fost de mult în parc la Ghirești. Și m-am gândit să vă duc un pic până în parc la Ghirești, dar cred că nu, și iau pe aici, hai că iau pe aici, că e cam mult mașini și nu... mă enervează. Mă enervează mașinile. Pe aici e mai liniște. Mă enervează mașinile astea, că nu văd nici prea bine pe ăsta din cauza că... Stai să găsesc o prindere bună, 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 am strâns eu cât de bine am putut. Dar nu, se mai, nu mai iese șurubul ăla, nu mai face treaba. Cred că trebuia o... scos ăsta și băgat o ventuză, băgat ceva pe aia ca să strângă bine. Am ajuns aici pe alele, drum petruit, domn de țară. Mai colom pe aici. Ceasul e stat, vă zic mine, cât e ceasul. Ceasul e 1. Ceasul e 1. Și au dat ce frumos e afară, bate soarele. Sper să nu fie ca ieri, că ieri au dat niște ploi din mamă, mamă. Pe unele părți, au dat și inundații. Deci în cartier la izvoare, odată inundat pe acolo. Pană că am băgat lichid în antipană, în cauciuc, și am să mai fac o dată, când mai fac pana, mă duc să cumpăr un lichid antipană din ăla, cumpăr mai măricel
văd de unde fac rost pe internet să cumpăr lichid antipană, un pac una din ăla și după aia eu am crezut că se pune în cauciuc, în cauciuc lichidul antipană, dar se bagă prin valvă. Deci prin valvă se bagă și după aia se umple cauciucul. Au, ce frumos e afară! Să-l iau, să-l iau. Aici, 3 ori de livrări. A, fac o leacă de bănut. Cred că mă întorc înapoi că... Da. Cred că mă întorc înapoi că... Am primit una talisman. Nu știu, să văd. Mă duc. Nu, n-am lăsat. Nu, mama, n-am gândit. Că nu-l iau azi, că astăzi, dacă tot n-am avut ori, am plecat de acasă, da, să dă-l încolo. Dacă ei iau de la 2:30, văd pe mâine ce prind. No, că văd că... Degeaba, eu am plecat de acasă, văd ori în parcurs și s-a plecat, s-a prins parc la gărești, până arunc acasă. Bă, nu mă apuc să fac și eu câteva comentarii, nici nu apuc să fac ceva comentarii, dacă fac ceva, dacă... Două ori, nu se merită. Asta, tot am plecat de acasă, gata, lăsăm pe mâini. Alelei, frumos! Și tot mai dau mesaj ăștia, mă, ce mai... Mai mă bat la cap ăștia. Acum nu-l ia nimeni, bă, frate. Când sunt ori, băi, nu sunt ori țăpați. Acum când sunt ori și eu am plecat din localitate, nu din localitate, am plecat până la parc la Ghireiești. Acum toți. Nu e li. Acum vă ferească, mă, Sfântul, cine să vă mai înțeleagă pe voi, pe unii, curieri. Da, dacă n-am luat eu de dimineață, mi-a trecat planurile azi, mi-am făcut alte planuri. Mâine să iau ore. Că mâine ce? Mâine 14. Asta de sărbătoare și din cauza asta credeți voi că astăzi faceți vă îmbogătăți azi. Nu, cred că azi vă îmbogătăți oameni buni. Dar e frumos zona asta, ia uite ce frumos e pe aici, uitați.
Mi-am luat bluza asta cu mânică lungă, dar nu e lungă groasă, e lungă subțirică. Că tura trecută am mai fost pe bicicletă și m-au pălit soarele, frate. M-au pălit soarele, știi ce m-au pălit soarele? Eram, am arătat că eram roșu. Da, nu știu. Au, ce frumos e pe aici. Dar eu în nădușală să-mi dau palmi din nou. Să mă bată mama. Nu-i nădușală afară. Aoleo, cu nădușala ta și cu praful ăsta în atmosferă. Mamă, m-a luat strănutul cu praful ăsta în atmosferă. Și bine că era cu ari, nu bate vântul, bă, ar bat leacă vântul, ar fi bine să bate leacă vântul, da? Pins de rezistență. Mă uit, erau decât una cu chibre cu mare, că nu iau. Pentru o oră nu iau nimica. Nu, nu se merită. Măcar dacă aveam două, aveam vreo 3-4 ori, făceam ceva, da, așa, n-am nimica. Măcar dacă ați poate unul de la 5 la 10, la 9, măcar să ies, să simt ceva, că fac ceva. A, eu leac și pe aici, pe Paci, cu o ploată aseară. Eu pot să iau pe aici, că am aripi. Uite așa. Am doamnele aripi. De acum am să trag și vestă pe mine, ca să fiu sigur că nu mă oprești poliția și pentru vestă și pentru aia. Am și o oglindă, și dacă mă oprești poliția să nu zic că n-am nicio oglindă. Cu curăț eu. Na, pata, pe noroile astea. O curăț eu. Uitați frumos oameni pe aici. Zona asta. Vreau să-mi spuneți părerea voastră acum dacă eu cu casca pe GoPro pick-up. Vreau să văd părerile voastre. Mai multe păreri, mai multe șanse de câștig. Vreau mai multe păreri din partea voastră. Vă știu eu cum se vede cu camera pe domnul Goprulescu. Dacă se merită să o lăs, hai, merita să merită, dacă se filmează bine, mă refer. Vedem pe aici, noi avem aripi. Dar geacaneaua ăla de Cătălin nu știu dacă are aripi. N-are aripi. Și nu știu cum o să meargă el.
E o oră. Mă, dar dacă ați goadit neva mai multe ori, bă, să dea 3-4 ori, le scoată. Mă, nu duceți cu orele astea, de nu le găsim, frate. Trebuie făcut ceva ca să avem toată lumea, nu 10 lucrează și 20 stau pe tușă când au comenz. Unii fac bani și unii stau pe tușă. Dar degeaba stai și prinzi, degeaba stai și te prinzi, stai geană pe calendar, că nu faci nică. Hai să mă duc acolo la pontonul ăsta, că este aici, stăm un pic aici la răcoare. Ia și dăm jos acolo, vedem ce scrie aici, popas, o leacă bicicliști, ce popas. Da, lăsăm o leagă bicicleta și revenim mai în cușică. Hai că vă arăt un pic zona. Hai, uita zona ce frumoasă. Hai scobor pe aici. Hai uita ce frumoasă e zona. Când ne întoarcem, cred că ne întoarcem pe aici, înapoi. Hai uitată și faci, vă de mână la abonat, vă. Hai uitată și pe Cătălin. Acolo e mai pentru bicicliști. Nu știu cine a făcut asta aici, bă, că a făcut-o mișto cu cap. Da, am văzut, am văzut data trecută când am fost pe jos. Am ajuns în parc la Ghirăiești. Nu prea e mișto aia pe aici. Ba da, aia poate e mai încolo, pe colo poate. Mergeți, vedeți noi ce-i pe aici. A, ce frumos e prin parc pe aici. N-am mai fost de multișor pe aici. Am zis că mai vin, mai vin, mai vin, da? N-am mai venit. Lumea, acum e plecat, că-i mine concediu, plecat de vineri, sâmbătă, duminică, luni, sărbători acum de Rusalii. O că am plecat toată lumea pe la pensiuni. Bă, zici că românul nu are bani, da? Vă că-i pustiu orașul. Zici că românul nu are bani. Da, uite că are omul bani, bă, dacă nu avea omul bani, a sta acasă, are și la plimbare prin oraș. Da, eu uite că cred că e și cald afară și cred că de asta nu iese lumea, mă. Mai peste are, cred că mai pleacă vreo 4-5 încolo. O să vedem nebuneala prin oraș. Știi când îți spune, nebunea lui Salam. M-am tăcanit la cap. A, uitați. Hai să luăm pe aici. Hai să vedem, ăsta ce are, bă, un sus ăsta. Unde s-a dus, bă? Hai pe aici, bă! Hai să mergem pe aici. Hai, uite ce frumos e parcul. O luăm pe aici. Și ne oprim și noi la o prostie din asta. Bă, aia deja am dat drumul la filmare. Vedeți, bă? Eu n-am dat drumul la filmare. Era oprit. Uite, acum mai filmez ca lumea. Da, dar era oprită camera. M-am uitat, nu s-a filmat nimic. Da, uitați, fratele, suntem în parcul Ghirăiești. Aici faceți o plimbare. Ăsta au mai fost, dar eu n-am mai fost. Din multișor prin parc pe aici. Hai să căutăm, hai să ne oprim la masa aia de acolo, bă.
Hai, mergem la o măsuță acolo mișto. Tocoploșco. Facem o... Uitați zona. Una pauză. Hai că revin mai încușa.